Alex. Dragă jurnal, azi, pentru proiectul despre prietenie, domnișoara Bustie ne-a pus să pregătim un cadouaș pentru unul din colegii noștri. Și eu o am pe Alex. Ce crezi că ar face-o pe ea fericită? Niște vopsele, poate? Pentru că Alex e o artistă, știai? Ceea ce nu e surprinzător. Tatăl ei, domnul Cubdel, e custod de la Muzeul Louvre. Și când crești înconjurată de cele mai frumoase lucrări de artă din lume, ai de unde să-ți iei inspirația. Dar acum că mă gândesc, Alex are deja toate vopselele de care are nevoie la școală. Ce-ai zice dacă aș găti un tort frumos pentru ea? M-ar ajuta și tata. Știu că o place pe Alex. Sau niște eclere, cu felii de kiwi aliniate sub ele, ca să arate carolele. Sunt sigură că i-ar plăcea. Dar sunt așa împiedicată încât probabil n-ar ajunge la școală întregi. Atunci ce altceva? O bijuterie? E foarte sportivă, ar fi riscant. Îți amintești când a trecut cu rolele peste ceasul ei? A fost devastată. Tatăl meu mi l-a dat de ziua mea! Acest ceas chiar era moștenire de familie! Și eu aș fi simțit același lucru. Ceasul acela arăta de parcă avea ceva special. Nu la fel ca un ceas obișnuit. Dar dacă stai să te gândești, nici Alex nu e o fată obișnuită. Boboruza, vei avea nevoie de asta! Oh, cred că știu! O să-i cos o banderolă specială pentru sport. Așa va putea să-și țină ceasul în siguranță cât se antrenează, asigurându-se că nu se mai sparge. Sper să-i placă! O să te anunț! Pe curând, dragă jurnal! Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel!